Ce trebuie să cunoaștem despre chirurgia robotică toracică uniportală? Primul masterclass de chirurgie toracică robotică uniportală a avut loc în România și reprezintă debutul unui program intens de cursuri de chirurgie robotică uniportală. Care sunt avantajele pentru pacienți? Cum se schimbă alimentația unei persoane care își schimbă rutina și antrenamentele devin obiceiuri? Cum hrănim copiii care încep practicarea unui sport? Cât de definitivă este epilarea definitivă și cum maximizăm efectele? De ce este radioterapia parte integrantă a tratamentului pentru cancerul de sân? Sunt Consuela Bălașa și mă bucur să-ți prezint o nouă ediție importantă și valoroasă despre cum să fim sănătoși, tineri și evident frumoși. Pentru că este importantă și utilă, te încurajez să dai share acestei ediții dacă ne urmărești în mediul online, dar și să ne scrii întrebările, sugestiile și opiniile tale, pentru că tu ești foarte important pentru noi. Să începem! Chirurgia este o profesie care constă în practicarea de acte operatorii asupra unui organism viu. În ultimele două secole, chirurgia a devenit mult mai eficientă, iar aspectele invazive s-au redus substanțial, schimbări care s-au dovedit centrale pentru dezvoltarea abilităților de a vindeca bolnavii. Scânteia transformării a fost reprezentată de momentul în care a fost publicat, la 18 noiembrie 1846, raportul lui Henry Jacob Bigelow, insensibilitate în timpul operațiilor chirurgicale produsă prin inhalare. Descoperirea era epocală. De mult timp, una dintre problemele cruciale ale științei medicale era conceperea unei metode de atenuare a durerii în timpul operațiilor chirurgicale. Astăzi vorbim despre chirurgie robotică, minim invazivă și precisă, cu avantaje multiple pentru pacienți și medici deopotrivă. Primul masterclass de chirurgie toracică robotică uniportală din România reprezintă debutul unui program intens de cursuri de chirurgie robotică uniportală. Ne bucurăm că medicina evoluează, dar ne bucurăm și mai tare că medicii români evoluează și împreună cu această tehnologie și o aduce mai aproape de pacient, astfel încât să-i salveze viața sau chiar să o facă mai frumoasă. Lângă mine se află Dr. Mugurel Bosânceanu, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc tare mult că astăzi ne întâlnim aici în platoul Mensana. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag vin la dumneavoastră. Sunteți medic primar chirurgie toracică, supra-specializat în chirurgie toracică robotică. Sună interesant. Da, am fost primul chirurg toracic din România care a introdus tehnica robotică în 2019, după un stagiu de pregătire în Franța. Au urmat 2 ani de zile de chirurgie robotică toracică multiport, mai multe incizii, după care din decembrie 2021, alături de profesorul Diego Rivas, un pionier al chirurgiei uniportale, am introdus această tehnică de chirurgie toracică robotică printr-o singură incizie, uniportală. Ne simțim onorați că sunteți cu noi astăzi și ne dăm seama că sunteți un om tare valoros și pentru pacienți, dar și pentru noi, pentru că puteți împărtăși cu noi aceste informații de care avem atâta nevoie. Vreau să vă întreb ce ar trebui să știe românii despre chirurgia toracică robotică. Chirurgia toracică este o disciplină chirurgicală care se adresează patologiilor, în special ale cutiei toracice, cu excepția cordului. Deci, patologiei pulmonare, patologiei pleurale, patologiei esofagiană, sunt principalele afecțiuni tratate prin chirurgia toracică. Chirurgia toracică clasică implică o incizie între coaste de 20 de centimetri și utilizarea unor depărtătoare metalice care asigură spațiu necesar chirurgului pentru a intra cu instrumente chirurgicale clasice și a rezolva afecțiunea chirurgicală. Chirurgia robotică aduce o platformă, acest robot Da Vinci, o platformă prin intermediul căreia chirurgul operează în interiorul pacientului, inițial prin multiple incizii de 8 mm, actualmente printr-o singură incizie de 4 cm, chirurgia robotică uniportală. M-ați făcut curioasă pentru că ați precizat așa puține elemente din chirurgia clasică și cea robotică. Vreau să vă întreb, care sunt diferențele clare între cele două chirurgii? Ne gândim că este vorba doar de incizie, dar nu este doar atât. Minim invazivitatea. Chirurgia clasică, chirurgia în general este considerată ca o agresiune, o invazie asupra pacientului și încercăm să o facem cât mai suportabilă.
Chirurgia clasică, acea incizie mare, este o chirurgie cu consecințe. Dureri cronice la 10% din pacienți mai mult de un an de zile, alte modificări consecutive chirurgiei. Chirurgia robotică este cea mai puțin invazivă dintre tehnicile chirurgicale toracică. Practic, refacerea pacientului este extrem de rapidă. Și succesul operației bănuiesc este garantat. Este garantat, permite... Platforma robotică este o platformă de chirurgie avansată, controlată de către chirurg. Bineînțeles, nu ne operează robotul, chirurgul prin intermediul acestei platforme robotice. Tehnologia robotică asigură, în primul rând, o vedere perfectă. Camera robotului este cea mai performantă cameră din industrie la acest moment. Asigură o vizualizare 3D, percepe adâncimea, percepe reliefurile anatomice, structurile, foarte bine. Bine, și poți mări imaginea de 10 ori, ceea ce îți asigură o posibilitate de a interveni chirurgical cu mare precizie. Citim că această chirurgie toracică nu este folosită doar în scop terapeutic, doar pentru tratament. O putem folosi și în scop de diagnostic. Când? O putem folosi în scop de diagnostic, dar principalul rol al chirurgiei toracice este de a vindeca, de a trata. Principala afecțiune căreia ne adresăm prin chirurgia toracică este cancerul bronhopulmonar, este cancerul cu mortalitatea cea mai mare la nivel mondial, ocupă locul întâi la mortalitate între toate cancerele și este o problemă de sănătate publică. Deci principalul scop al chirurgiei este de a trata cancerul pulmonar într-un stadiu incipient când chirurgia este curativă. Bineînțeles că putem face și chirurgie diagnostică, că nu știm, să zic, etiologia nodulului pulmonar sau a unei pleurezii, putem folosi platforma robotică pentru a pune un diagnostic. De asemenea, vrem să știm care sunt avantajele, atât pentru pacient, cât și pentru medic. Pentru pacient, în primul rând, minim invazivitatea. Durata spitalizării, în loc să fie de o săptămână, este de 2 zile. Pacienții suportă foarte ușor intervenții chirurgicale complexe, se refac mult mai rapid, nu au dureri. Practic, este o altă etapă față de chirurgia clasică. Pentru chirurg, de asemenea, sunt extrem de multe avantaje, de la vederea perfectă, ca și cum ai fi în interiorul pacientului, la disecția foarte precisă. Brațele robotului, instrumentele robotice au 7 grade de mobilitate, mult mai mari decât mâna umană. De asemenea, există un sistem de filtrare a tremorului, care afectează cu vârsta pe fiecare dintre noi și atunci disecția este foarte precisă. Practic, pierderile sangvine la o asemenea intervenție prin utilizarea platformei robotice sunt de 20 de mililitri de sânge maxim, deci practic o seringă de sânge prin care ni se recoltează analizele. Aceeași cantitate. Este o întrebare sensibilă, dar sunt convinsă că toți românii se gândesc la ea, pentru că noi suntem foarte motivați de această parte financiară sau limitați de această parte financiară. Este chirurgia robotică doar pentru pacienții cu bani și statut? Chirurgia robotică este pentru toți pacienții. Principalul dezavantaj al acestei chirurgii este costul mare al tehnologiei. Atât robotul, această mașinărie complexă, vine cu costuri mari, cât și instrumentele robotice. Chirurgia robotică nu este decontată în România și într-o serie de state europene, deci nu facem o excepție. Se fac eforturi pe plan european, tehnologia evoluează, este clar chirurgia prezentului și mai clar chirurgia viitorului, această chirurgie robotică care nu impactează pacienții într-un mod negativ. Dar, în principal, este o chirurgie costisitoare, necesită resurse din partea pacienților, fie personale, fie asigurări private, care pot deconta aceste intervenții. Ne-ați anticipat puțin această caracteristică uniportală a chirurgiei robotice și vreau să dezvoltăm puțin care sunt avantajele care vine către pacient, dar și ce contribuție ați avut dumneavoastră pentru această transformare. Avantajele pentru pacient sunt că are o singură incizie de 4 cm, deci atât în estetic, cât și din punct de vedere al durerilor postoperatorii, este superioară chirurgiei robotice multiportale, care implică 5 incizii pe
cutia toracică. Un alt avantaj al acestei chirurgii este vizualizarea directă. Tehnica este mai simplă decât chirurgia robotică multiportală. De asemenea, nu folosim insuflarea de dioxid de carbon pe care o folosim la tehnica robotică multiport, ceea ce pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii, insuflarea de dioxid de carbon poate aduce anumite dezavantaje, atât intraoperator, cât și mai ales postoperator. Acestea ar fi principale. De asemenea, dockingul robotului, adică montarea acestei mașini în interiorul pacientului, este mult mai rapid. În chirurgia robotică multiportală, cei mai rapizi dochează robotul în 10 minute. În chirurgia toracică uniportală, dockingul este sub 2 minute, în general 1 minut jumătate. Din punct de vedere al tehnicii, și m-ați întrebat din punct de vedere al chirurgului. Da. Din punct de vedere al chirurgului, v-am spus, este o tehnică directă, disecția este mult mai precisă și, în principiu, ușurința cu care realizăm intervenția chirurgicală este mai mare. Și ați avut un rol important în dezvoltarea acestei tehnici. Categoric, profesorul Diego González Rivas este un pionier al chirurgiei toracice mondiale, recunoscut în toată lumea pentru că a inițiat în 2010 chirurgia toracică uniport, videoasistată și acum robot-asistată. A devenit o chirurgie extrem de răspândită la nivelul planetei. Profesorul călătorește în jurul lumii de foarte mulți ani și popularizează această tehnică uniportală în comunitatea de chirurgi toracici. Actualmente în Spania, în 2021 septembrie, au fost primele intervenții de chirurgie uniportală, iar alături de mine, la București, în decembrie 2021, iată, am fost a doua țară din lume care a aplicat această tehnică cu mare succes. Am fost bucuroși să știm că în București a avut loc primul masterclass de chirurgie robotică uniportală din România. Ați fost prezent acolo și nu doar că ați fost prezent, ați avut un rol important. Au venit foarte mulți medici din toată lumea. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat acolo. A fost practic primul masterclass de chirurgie robotică toracică uniportal din lume, primul organizat. Au participat un număr limitat de chirurgi, 25, am hotărât să menținem calitatea evenimentului, din 10 țări. Au fost 3 zile intense cu prezentări video, cu prezentări din partea mea și a profesorului Rivas, a tehnicii și a cazurilor operate de către noi, și 2 zile de chirurgii robotice live cu câte 2 cazuri, cu posibilitatea pentru colegii din străinătate să asiste în număr limitat la fiecare intervenție, 4-5 dintre ei intrau cu noi în sala de operație și vedeau direct tehnica și modul în care interacționează echipa Bosânceanu Rivas. Care este planul pe termen lung și care sunt beneficiile pentru comunitatea medicală românească, dar și pentru pacienți? Pe termen lung, planul este să călătorim în continuare în lume și să popularizăm această tehnică, care stârnește deja un interes enorm în cadrul comunității internaționale de colegi, de chirurgi toracici. Și bineînțeles că suntem mândri că și România, prin Școala de Chirurgie Toracică Românească, participă la acest curent, care sigur în câțiva ani suntem convinși că va deveni standardul în abordul chirurgical al toracelui, în special în tratamentul chirurgical al cancerului pulmonar. Ați așezat România pe o hartă importantă, ne faceți mândri și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru un medic această continuă perfecționare. Pentru că nu ne limităm la facultatea de medicină, care are 6 ani, 10 ani, 12 ani, această învățare continuă, este practic neîntreruptă. Pregătirea unui medic durează toată viața, este o realitate, toată viața ai ceva de învățat, până la sfârșitul carierei ai ceva de învățat, niciodată nu ești prea bine pregătit. Întotdeauna trebuie să fii la curent cu noutățile care apar, cu tehnicile noi, să le aplici în beneficiul pacienților. România a fost dintotdeauna pe harta medicinei mondiale. Avem iluștri înaintași care au făcut istorie în medicină. Noi doar continuăm această suită de realizări a medicinei românești și ne simțim mândri și onorați că facem parte din elita chirurgiei toracice mondiale. Este medicul chirurg limitat de vârsta biologică?
sau chirurgia robotică îi oferă o prelungire a acestei vieți profesionale? Chirurgia, da, categoric. Fiecare dintre noi nu întinerim și apar anumite probleme datorită, să zic, intensității activității chirurgicale de-a lungul anilor. Platforma robotică ne poate ajuta foarte mult, fiindcă ești așezat pe un scaun, lucrezi la consolă, vederea este foarte bună, tremurul este filtrat, oboseala percepută fizic este mult mai mică decât în momentul în care stai lângă patul, lângă masa chirurgicală. Ce feedback aveți de la pacienți? Sunt reticenți când este vorba de chirurgie robotică sau din contră sunt bucuroși pentru că... Sunt bucuroși și din ce în ce mai mulți dintre pacienți doresc această tehnică robotică în tratamentul chirurgical al afecțiunilor lor. Avem practic și o cerere din partea pacienților din ce în ce mai mare, o aderență foarte ușoară, fiindcă este o tehnică, este cea mai puțin invazivă tehnică pentru pacienții toracici. Și precisă. Și precisă, categorie. Vă mulțumesc pentru prezență. La final de interviu vreau să vă rog să oferiți o recomandare pacienților care urmăresc în acest moment sau românilor care doresc să fie informați. Ce mesaj vreți să le transmiteți? Ce vreți să știe? Vreau să știe un lucru. Nu așteptăm simptomele pentru a ne adresa la medic. Majoritatea pacienților cu afecțiuni chirurgicale toracice severe vin în stadii avansate, când expectorează sânge, când au pierdut în greutate foarte mult, când au dispnee, obosesc foarte ușor, când tușesc necontrolabil săptămâni. Vreau să le transmit pacienților că după vârsta de 40 de ani, fiecare dintre noi trebuie să facă un control la medicul pneumolog anual, cu un CT toracic, cu explorarea funcției respiratorii, an de an, cu atât mai mult cei care fumează sau care au expunere profesională la noxe. Deci să se adreseze preventiv, pentru că odată depistată o anumită afecțiune într-un stadiu incipient, tratamentul chirurgical, mai ales cel robotic, este curativ și cu un impact minim asupra calității vieții pacienților. Chirurgia robotică limitează într-un fel acest acces uman de la medic la pacient? Absolut, nu. Robotul este o mașină pe care o folosim, este un instrument chirurgical sau un complex de instrumente chirurgicale prin care noi facem practic operațiile. Dar categoric, medicina este o relație interumană, este grija medicului față de pacient și interacțiunea aceasta nu poate dispare niciodată din această nobilă profesie. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu! Sunteți tare util nouă și vă mulțumesc pentru că ne-ați făcut loc în programul dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag în platoul nostru pentru că sunt sigură că avem informații bune de adunat. Voi reveni cu plăcere și vă voi ține la curent cu evoluția chirurgiei toracice robotice. Vor deveni evenimente cu o frecvență de 4 ori pe an. Vom organiza la fiecare 3 luni acest masterclass la București, chirurgie robotică uniportală, cu participanți internaționali. Vom fi acolo să filmăm, să luăm câteva cadre, vrem să știm cum arată. Vă mulțumim. Noi. Vă mulțumim și vouă, dar nu plecați, pentru că, bineînțeles, ediția Mensana continuă. Un diagnostic de cancer de sân îi dă femeii viața peste cap, îi răstoarnă prioritățile și cel mai adesea îi scade încrederea în sine. În bătălia aceasta, psihicul și echilibrul emoțional sunt armele de care are nevoie la fel de mult pe cât are nevoie de tratament. Radioterapia este parte integrantă a tratamentului pentru cancerul de sân, ce utilizează doze de radiație pentru a lupta împotriva celulelor canceroase. În funcție de stadiul bolii și localizarea tumorii, uneori se recurge doar la acest tratament de sine stătător pentru a vindeca boala. În România, aproape 10.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer mamar. Standardul în tratamentul cancerului de sân înseamnă intervenție chirurgicală, hormonoterapie, chimioterapie, radioterapie. În ce condiții se poate indica radioterapie în cancer de sân? Modul în care se vor administra aceste tratamente depinde foarte mult de stadiul în care se află boala și de anumite particularități ale celulei respective, celulei tumorale respective, particularități pe care le putem afla după un examen care se numește imunohistochimie ca standard. Pentru a putea spune că o pacientă are un cancer de sân, trebuie să avem un rezultat histopatologic care să ne confirme acest lucru. Și obținerea acestui rezultat histopatologic de cele mai multe ori se face printr-o punctie biopsie.
Deci se recoltează un mic fragment din tumoră pe care se va pune acest diagnostic de cancer de sân. Ulterior, din același fragment, se pot face aceste teste imunohistochimice și rezultatul ne va spune ce particularități are această celulă tumorală, cât de agresivă este ea și dacă răspunde mai bine sau mai slab la anumite tratamente. Și atunci, când avem acest rezultat, putem spune, bun, tumora nu necesită un tratament înainte de intervenția chirurgicală și începem cu intervenția chirurgicală. După ce am scos tot sânul și în funcție de situație, ganglioni limfatici sau doar ganglion santinelă, avem din nou un rezultat histopatologic pe baza căruia vom stabili dacă va fi cazul să facem tratament ajutător post intervenție chirurgicală. Și acest tratament poate consta în chimioterapie, în hormonoterapie, în radioterapie. Pentru ca o pacientă să aibă indicație de radioterapie, trebuie să aibă un risc de a avea o recidivă locală sau regională semnificativ. Și atunci, orice pacientă care are o tumoră mare, peste 5 cm la nivelul sânului, va avea indicație după intervenția chirurgicală și pentru radioterapie. Dacă avem ganglioni limfatici în axilă care sunt pozitivi, atunci la fel vom avea un risc semnificativ de a avea o recidivă la nivel regional și avem indicație pentru a face radioterapie, pentru a scădea acest risc de recidivă. La o pacientă la care nu am scos sânul în întregime, deci n-am făcut mastectomie radicală, pentru a scădea riscul de a avea o recidivă în sân, similar cu situația în care am scoate sânul în întregime, trebuie să facem radioterapie. Cam 50% dintre pacientele pe care le tratăm sunt paciente cu boală într-un stadiu incipient, la care se face intervenție conservatoare, deci sânul rămâne pe loc și atunci trebuie să iradiem sânul restant. Probabil că undeva pe la vreo 40% dintre paciente sunt paciente la care avem ganglioni limfatici pozitivi, da, fie că s-a scos sânul în întregime sau că am intervenit doar conservator, vom avea indicație de radioterapie și pe ariile ganglionare limfatice și probabil că undeva la 10% sau sub 10% din pacientele care vor face radioterapie fac radioterapie pentru că au o tumoră mare peste 5 cm. Care a fost scoasă. În trecut erau mai frecvente aceste situații. Eu cred că în ultimele decenii campaniile de conștientizare au făcut ca pacientele să, ca doamnele, să viziteze mult mai frecvent medicii, să se autoexamineze și să ne ajute să diagnosticăm în stadii precoce cancerul de sân, ceea ce îmbunătățește semnificativ prognosticul. Sunt și situații în care, spre exemplu, chiar dacă avem o tumoră mică, avem un anumit profil imunohistochimic care ne spune că boala aceea este agresivă și riscul de a metastaza de vreme este mare. Și atunci aceste paciente nu vor începe cu intervenție chirurgicală, ci vor face, spre exemplu, chimioterapie înainte de intervenția chirurgicală. Chiar dacă după intervenția chirurgicală noi am avea un răspuns patologic complet, adică nu s-ar mai găsi la intervenția chirurgicală nicio celulă tumorală, da? Pacientele acestea vor beneficia de radioterapie în funcție de stadiul în care erau inițial. Deci de asta nu trebuie să le surprindă faptul că la operație nu s-au mai găsit celule tumorale, nu mai exista nicio urmă de tumoră acolo și totuși li se recomandă radioterapie. Indicația pentru radioterapie se face în baza a ceea ce era acolo, chiar la diagnostic, înainte să se înceapă vreun tratament. Pentru că s-a observat că aceste paciente, chiar cu răspuns patologic complet, vor avea un prognostic mai bun dacă fac și radioterapie la nivelul peretelui toracic sau sânului și ariilor ganglionare limfatice. Cancerul este una dintre principalele probleme de sănătate din România și din lume. Tratamentul oncologic este complex, include terapii multiple și o colaborare strânsă între membrii unei echipe medicale multidisciplinare. Există trei metode principale de tratament al cancerului: chirurgia, operația, intervenția chirurgicală, radioterapia, tratamentul cu radiații ionizate, denumite în limbajul nemedical raze, și tratamentul medicamentos.
În majoritatea cazurilor este folosită o combinație între aceste tratamente, dar ele se pot folosi și singure. Care sunt avantajele tehnicilor moderne de radioterapie în cancer de sân? În ultimele decenii, progresul tehnologic a influențat foarte mult și modul în care se administrează radioterapia. Tehnicile au evoluat și asta ne permite să avem doze foarte omogene în volumul pe care vrem să-l tratăm, în formațiunea tumorală sau în sân, și în același timp să protejăm structurile sensibile situate în vecinătate. Spre exemplu, sunt pacientele cu sân stâng, da? La care chiar în spatele peretelui toracic avem inima. În trecut s-a observat că după mulți ani de la radioterapie, pentru pacientele care fusese tratate pentru cancer de sân stâng, aveam o creștere a riscului de a avea evenimente cardiovasculare majore. Undeva la 10-20 de ani, evenimentele acestea cardiovasculare erau cam de 2-3 ori mai frecvente decât în populația normală neexpusă radiațiilor ionizante la nivelul peretelui toracic sau sânului stâng. Tehnicile acestea moderne permit o distribuție a dozei foarte precisă în volumul respectiv. Pentru sânul stâng, evident că anatomia de multe ori nu ne ajută, adică practic inima este în contact cu peretele, suntem exact la limita pe care noi vrem să o iradiem. Și atunci inevitabil o parte din inimă ar primi o parte din doza pe care noi o administrăm sânului. În această situație, pentru pacientele tinere cu stadii incipiente, la care prognosticul este unul foarte bun și vrem să minimizăm riscul pe care îl avem pentru afectare cardiovasculară ulterioară, există o tehnică de iradiere ce presupune administrarea dozei în inspir profund. Pacienta este trainuită, este învățată cum trebuie să respire și să-și păstreze și să-și țină respirația, în așa fel încât noi să avem o lamă fină de plămân interpusă între inimă și peretele toracic. În acest fel și prin verticalizarea cordului, acesta depărtându-se de zona noastră de interes. Și în felul acesta putem să scădem dozele medii la inimă undeva la jumătate față de situația în care am face iradierea în inspir normal. Și ajungem la niște doze la care efectul pe inimă este nesemnificativ. Dar spunem că sub un 2 grei doză medie pe inimă, nu există semne că ar avea vreun efect nociv. Dar există anumite analize care spun chiar că ar putea să aibă dozele mici de iradiere la nivelul cordului ar putea să aibă un efect favorabil în ceea ce privește vascularizația. Asta o vedea în viitor. Important este însă să nu aducem toxicitate suplimentară atunci când tratăm cancerul. În interiorul conturului acestuia albastru este zona pe care trebuie să o iradiem, adică sânul în întregime după ce s-a efectuat intervenția conservatoare. Vedem aici inima situată în imediata vecinătate a volumului pe care noi vrem să-l iradiem. Și atunci o doză de iradiere care nu s-ar conforma perfect volumului nostru țintă ar veni și ar iradia nejustificat aici inima. Din acest motiv, tehnicile vechi de iradiere, care presupuneau niște fascicule fixe, pentru a putea iradia din marginea aceasta până în marginea aceasta, ar fi trebuit practic să trateze toată zona aceasta cu aceeași doză. Da? Deci aveam o parte din inimă care ar fi primit aceeași doză pe care o primea și volumul nostru țintă. Pe când acum, cu iradierea cu intensitate modulată, putem să ne conformăm foarte bine pe volumul pe care îl vrem să-l iradiem. Aici este planul făcut în respirație normală, iar aici acum avem planul făcut în inspir profund. Da? Și spre deosebire de imaginile dinainte, vedem că inima nu mai este pe o distanță atât de mare, atât de aproape de volumul țintă. Da? Aici zona pe care o iradiem e în interiorul practic. Dacă vedeți, se vede un contur verde care este acoperit de conturul acesta portocaliu. Conturul verde este ceea ce a desenat medicul ca fiind zonă de interes, ceea ce vedem cu portocaliu este ceea ce a obținut fizicianul. Da? Și aici avem o suprapunere aproape, este o suprapunere perfectă, da? Deci mai bine de atât nu există. Da? Între ceea ce îți dorești să obții și ceea ce fizic
se întâmplă cu fasciculul de iradiere. Radioterapia este o metodă de tratament care utilizează radiațiile ionizante în terapia tumorilor maligne. Asemănător chirurgiei, radioterapia este un tratament locoregional, se tratează tumora și ganglionii limfatici din vecinătatea acesteia, scopul ei fiind de a evita apariția recidivelor bolii. Ce trebuie să cunoaștem despre radioterapie în cancer de sân în stadii incipiente? Un stadiu incipient ar însemna o tumoră mică care nu a ajuns să dea metastaze în ganglionii limfatici din axilă. Deci acesta ar fi un stadiu incipient. Dacă am scoate sânul cu totul, nu am avea indicație de radioterapie, da? Pentru că nu am mai avea zona la risc în care ar trebui să administrăm acest tratament. Dacă însă scoatem doar un sector, doar o parte din sân și restul sânului îl lăsăm pe loc, trebuie să iradiem restul sânului. Da, pentru că riscul de a avea o recidivă într-un sân care a fost operat pentru cancer este semnificativ mai mare decât în sânul contralateral. Și făcând acest tratament, făcând radioterapie post-intervenție chirurgicală conservatoare, scădem riscul de a avea recidivă, similar cu al pacientelor la care sânul s-ar fi scos în întregime, da, pentru o situație similară. Deci ăsta este motivul pentru care chiar și în stadii incipiente de cancer de sân, radioterapia își are locul. Monitorizarea supraviețuitorului de cancer, în acest caz cancer mamar. Viața pacientei tratate pentru cancer de sân trebuie să fie absolut normală, să-și desfășoare toate activitățile așa cum și le desfășura și înainte să primească acest diagnostic, cu mențiunea că trebuie să urmeze protocolul stabilit pentru monitorizare post-tratament și să fie atentă la ceea ce ar putea însemna un semn precoce că ceva este în neregulă. Noi, după ce finalizăm radioterapia, vedem prima dată pacienta la control undeva cam la o lună și jumătate după finalizarea tratamentului pentru a vedea cum se prezintă pielea și sânul în zona în care am făcut tratament. La finalul tratamentului avem un eritem. Pielea este înroșită în zona în care am efectuat tratamentul. Tratamentul, pacienta este sfătuită să ungă pielea cu un anumit unguent, da, pentru încă 3-4 săptămâni și vrem să vedem că totul este în regulă după o lună și jumătate de la finalizarea tratamentului. Uneori când iradiem volume mai extinse, putem să avem și un ușor disconfort la înghițit. Toate acestea undeva după o lună și jumătate de la finalizarea tratamentului trebuie să se remită și acesta este motivul pentru care atunci vedem prima dată pacienta. Apoi, controlul local ar trebui să fie făcut din 3 în 3 luni, în primii 2 ani. Ulterior, până la 5 ani, ar putea să fie efectuat din 6 în 6 luni. Da? Asta considerând că pacienta este foarte atentă la ceea ce se întâmplă acolo la nivelul zonei tratate. Ca investigații imagistice, dacă sânul este pe loc, vrem să avem din 6 în 6 luni și o investigație imagistică și să fac alternativ ecografie mamară și mamografie pentru pacientele peste o anumită vârstă, în așa fel încât să nu avem mai mult de o mamografie pe an. Ecografiile pot fi făcute și mai des, dar nu se justifică. Altfel, computer tomograf, scintigrafie osoasă, RMN, în funcție de stadiul în care a fost diagnosticată boala și de factorii de risc. Pentru o pacientă cu un stadiu incipient, cu un profil imunohistochimic favorabil, nu se justifică să facem aceste investigații imagistice dacă nu avem anumite simptome care să ne solicite să o facem. Altfel, controlul local este suficient. Da? Și ecografia și mamografia de asemenea. Epilatul este una dintre tehnicile de înfrumusețare care le dă bătăi de cap multor femei, dar și absolut necesare. De altfel, nu este doar o chestiune de frumusețe, ci și de igienă și de îngrijire. Cu cât știi mai multe despre asta, cu atât mai ușor îți va fi să scapi de această grijă.
Epilarea definitivă a început să fie practicată pe scară largă în ultimii 15 ani. La început doar cu laserul și apoi și cu lumină intens pulsată. Epilarea definitivă a fost obținută prima dată în mod accidental la pacienții cărora li se realizau tratamente de îndepărtare a tatuajelor cu ajutorul laserului. În urma tratamentelor pentru cerneala de tatuaj s-a observat și diminuarea sau dispariția totală a părului din zona respectivă. Întrebarea care se află pe buzele tuturor este: cât de definitivă este epilarea definitivă? Epilarea definitivă este progresiv definitivă. Se fac ședințele între 4 și 6 săptămâni, după care ajungem și facem ședințe de întreținere, care pot fi una la jumătate de an, în funcție de pilozitate, de tipul de păr, de status hormonal, de fototip cutanat, de vârstă sau sex. Tehnologia a avansat și sunt pe piață lasere care promit mult. Când sunăm pentru o programare, ce ar trebui să întrebăm pentru a ne asigura că beneficiem de un serviciu de calitate? Ar trebui să ne asigurăm că nu avem probleme hormonale, că nu avem boli de piele, boli grave de piele, și aici mă refer la psoriazis, să fim din punct de vedere clinic sănătoși, părul să aibă o cantitate mare de melanină, să fie închis la culoare, și atunci vom avea rezultate bune. Epilare definitivă în cabinetul dermatologului sau în salonul de cosmetică? Ce face diferența și care sunt riscurile care pot apărea? Diferența o fac echipamentele cu care noi lucrăm și faptul că un pacient, când vine în clinică, în prima fază poate discuta cu un medic dermatolog și are și acordul medicului. Ce se poate întâmpla după epilarea definitivă este ca pielea să aibă un ușor edem, asta înseamnă că pielea se înroșește puțin, se irită, dar în câteva ore se calmează. Citim că epilarea definitivă este eficientă când persoana are o piele cât mai albă și un fir de păr cât mai închis la culoare. Dacă nu ne încadrăm în această tipologie, înseamnă că epilarea definitivă nu va avea niciun efect? Nu înseamnă că nu va avea niciun efect, tocmai datorită echipamentelor și a tehnologiei care a avansat foarte mult și putem lucra pe diverse tipuri de piele, de la cea mai deschisă piele până la cea mai închisă piele. Care sunt zonele care cedează mai greu, dar și zonele unde observăm primele rezultate îmbucurătoare? Diferă de la o persoană la alta, diferă, cum am mai spus, în funcție de tipul de piele, de păr, de sex, de vârstă, diferă și de la o zonă la alta pe aceeași persoană. Adică poate pe picioare cedează un pic mai repede față de inghinal, care este o zonă hormonală. Cât de importantă este perioada dintre ședințele de epilare definitivă și de ce trebuie respectată? Trebuie respectată pentru că firul de păr are 3 faze de creștere și e important ca atunci când facem ședința de epilare, părul să fie în faza anagenă, în faza bună de creștere și putem acționa asupra lui foarte bine. De câte ședințe avem nevoie pentru a beneficia de efectul promis? Rezultatele încep să se vadă după prima ședință. Recomandăm un număr de 6-8 ședințe. Pot varia în funcție de păr, de piele și de fototip cutanat. Care este pacientul care va fi cel mai mulțumit de această procedură? Vârsta și sexul fac diferența? Epilarea definitivă poate fi făcută de toate persoanele, de toate categoriile de vârste. Important e să nu fie probleme hormonale și adolescentele e posibil să aibă nevoie de mai multe ședințe, dar în prealabil e important să meargă la medicul dermatolog, să avem certitudinea că nu sunt probleme hormonale și atunci rezultatele vor fi optime. Epilarea definitivă a adunat și ea în jurul ei o listă considerabilă de mituri. Le-am ales pe cele mai elocvente și le-am elucidat cu specialistul de astăzi, Loredana Stoica. Primul mit spune că epilarea definitivă nu se poate realiza dacă ai alunițe. Mit sau adevăr? Epilarea progresiv definitivă se poate realiza dacă ai alunițe. În timpul procedurii le acoperim cu un creion alb, tocmai ca lumina laserului să disperseze de la ele și să nu capteze energie, și se poate efectua în deplină siguranță. Al doilea mit care poate speria multe femei tinere: epilarea definitivă poate cauza cancer și infertilitate. Epilarea definitivă, prin intermediul lungimii firului de păr, ajunge în rădăcină și distruge foliculul pilos, nu afectează pielea în niciun fel și nici substraturile ei. Epilarea definitivă să fie mai eficientă la bărbați este mit sau realitate? Este eficientă în egală măsură, și femei și bărbați. E important să respectăm perioada dintre ședințe și să facem ședințele de întreținere. Un alt mit spune că epilarea definitivă este eficientă când se intervine și hormonal. Care este sfatul specialistului? Că sunt probleme hormonale, trebuie să mergem la medic în prima fază, avem un tratament pe care îl urmăm
și după putem continua ședințele de epilare definitivă fără nicio problemă. După epilarea definitivă, nu trebuie să mă expun la soare. Sfat general de sănătate sau o contradicție majoră pentru această procedură? După epilarea definitivă, vă puteți expune la soare. Important e să treacă 3-4 zile de la ședință, ca pielea să nu mai fie sensibilă, să nu mai existe eritem. Și la fel și după expunere, trebuie să treacă minim o săptămână. Puteți relua ședințele de epilare definitivă, inclusiv vara, inclusiv pe pielea bronzată. Pentru menținerea formei sportive și a sănătății, nutriția joacă un rol foarte important. O alimentație corectă și rațională permite dezvoltarea optimă a sportivilor și crește performanțele sportive. Alimentația unui sportiv trebuie să fie calitativă și suficientă din punct de vedere cantitativ, să compenseze pierderile energetice și plastice ale organismului și să fie organizată în funcție de particularitățile proceselor metabolice. Cum se schimbă alimentația unei persoane care își schimbă rutina și antrenamentele devin obiceiuri? Cum hrănim copiii care încep practicarea unui sport? Știm că sportul este sănătos. Ce nu știm este cum să ne hrănim când ne schimbăm rutina. Este adevărat că un efort crescut trebuie răsplătit cu hrană mai multă? Absolut, da. Un efort trebuie răsplătit cu hrană mai multă. Greșeala foarte mare se face atunci când te trezești așa după 30-40 de ani de stat degeaba, de sprijinit canapeaua, să zicem, că vrei să ții dietă, să faci și sport în același timp. Organismul nu prea vrea, nu te lasă să faci treaba asta. Într-o dietă echilibrată vorbim acum nu de sportivul care face de performanță, ci de sportivul amator, să zicem, de agrement. Sportivul de agrement trebuie să fie conștient de situația în care se află. Este foarte important să înțeleagă că statul degeaba duce către atrofierea masei musculare și atrofierea unor obiceiuri, obiceiuri de manifestare fizică. Obiceiurile astea trebuie educate sau reeducate. Masa aia musculară mică, care rămâne în urma inactivității fizice, trebuie încet, încet crescută. Iar lipsa alimentației nu ne ajută. Trebuie să avem o alimentație echilibrată. Eu îi sfătuiesc pe cei care se apucă de activitate fizică, înainte de toate să consulte un medic, da? Să afle într-adevăr starea generală a corpului, pentru că și a organismului, nu mai a corpului, a organismului, pentru că nu de multe ori se întâmplă ca, deși să pare așa, eu știu, durduliu și plin de viață, să ai niște carențe foarte bine ascunse acolo. După vizita la medic, îi sfătuiesc să meargă și la un nutriționist. Un nutriționist care să încerce să facă în primul rând și în primul rând echilibru în farfurie. Pentru că alimentația trebuie să-i întrețină efortul fizic pe care urmează să-l facă. Deci răspunsul da, este obligatoriu. Ca să facem mișcare trebuie să mâncăm. Să mâncăm ceea ce trebuie. Cum se schimbă alimentația omului activ? Care pot fi principalele carențe care pot apărea? Depinde ce tip de activitate facem, dar omul activ în sine este și un consumator. Consumă de la material energetic până la vitamine și minerale. Acum, în știința sportului de performanță se iau foarte multe în calcul. Pe lângă consumul materialului energetic, deci pe lângă glicogenul care se consumă în urma efortului fizic, vorbim acum de influențe care sunt date de temperatură, influențe care sunt date de altitudine, influențe care sunt date de durata timpului, de tipul de efort și așa mai departe. Aceiași consumatori apar și în rândul persoanelor care fac sport de agrement. Bine, nu la o intensitate, la un nivel atât de mare, deci consumatorii nu sunt atât de mari ca la un sportiv de performanță, dar apare consum de calciu, apare consum de minerale, apare consum de vitamine hidrosolubile, apare consum de glicogen și toate lucrurile astea trebuie compensate prin alimentație. O alimentație echilibrată este suficientă pentru un sportiv de agrement. Spre exemplu, legumele și fructele, da, au o paletă variată de elemente antioxidante, de vitamine, de minerale. Condiția este să le mâncăm cât mai proaspete posibil. Sunt multe tipuri de activități fizice. Tipul de activitate influențează și tipul de alimentație? Da, tipul de activitate influențează alimentația. Studiile la nivel mondial merg către
către direcția asta de a identifica mai întâi tipul de activitate fizică și abia apoi a stabili ceea ce ne trebuie din punct de vedere nutrițional. Când vorbim acum de alimentație, nu putem să vorbim doar de simplă alimentație, ne gândim la alimente în formă solidă. Da? Cum arată mărul, cum arată portocala, cum arată banana, cum arată laptele și așa mai departe. Este proteina animală aliatul de nădejde al sportivului? Nu toată lumea se poate baza pe soia, pentru că soia este și un alergen foarte puternic. Și atunci trebuie să cunoaștem toate detaliile astea când recomandăm cuiva un aliment sau nu. Avem proteina în combinație de mazăre galbenă și mazăre verde, care iar asigură, da, o paletă foarte mare de aminoacizi. Avem cânepa, nu cea care știți bine ce fac unii cu ea, dar vorbim de cânepa pentru consum, da, din care se fac, iată, și batoane proteice, care sunt foarte indicate. Avem extract de cânepă care se folosește ca și supliment nutritiv adăugat în smoothie-uri, în shake-uri și așa mai departe. Și avem unele mai puțin cunoscute, da, cum este amarantul, quinoa, produse cu care nu am crescut, ca să zic așa. Avem soluții pentru sportive de performanță care sunt vegetariani sau care, da, pur și simplu evită să mănânce anumite alimente de origine animală din diverse motive. Orarul meselor rămâne important? Programăm antrenamentul în funcție de acesta? Programăm mesele în funcție de ora antrenamentului. Pentru că acum, dacă nu e vorbim de un sportiv de performanță care are orarul foarte bine stabilit, orarul ne este dat de rutina noastră zilnică. Când ne trezim, când mergem la job, când venim acasă și așa mai departe. Ce trebuie să știm este aspectul următor, că mesele susținătoare efortului fizic sunt mese condensate în carbohidrați. Nu carbohidrați, nu mă refer acum la plăcinte și prăjituri și chestii de genul acesta, ci carbohidrați cât mai simpli, dar bogați într-o structură care este greu digerabilă și care eliberează treptat energie. Mă refer acum la orez integral, paste integrale, cartof dulce, fructe înainte și după fructe, mă refer tot condensate, cum ar fi fructele uscate sau bananele care vin și asigură un suport energetic destul de consistent, dar aceste mese bogate în carbohidrați trebuie să fie consumate undeva cu 3-4 ore înainte de efortul fizic pentru a avea energie, pentru că pe el ne bazăm, pe, da, rezervele musculare de glicogen. Și atunci trebuie să aibă organismul nostru din ce să facă. De ce la 3-4 ore de să zicem, manifestarea fizică sau evenimentul sportiv? Pentru că odată trebuie să se digere, în al doilea rând trebuie să se asimileze și în al treilea rând trebuie să se depoziteze într-o structură energetică. Atenție foarte mare că dacă această masă de carbohidrați este însoțită de o cantitate foarte mare și de proteină, timpul de digestie și asimilare se lungește foarte, foarte mult. Deci de preferat ceea ce mâncăm, să zicem, ceea ce considerăm greșit, că n-ar trebui să mâncăm noi, mă refer la carbohidrați, trebuie să îi mâncăm înainte de efortul fizic. Industria suplimentelor alimentare a explodat și devine complicat să le alegi pe cele potrivite ție. Cât de necesare sunt suplimentele alimentare unui sportiv? Cum face selecția? Dacă vorbim de sportivul de la agrement, sportivul care face de plăcere sau pentru menținerea stării de sănătate, suplimentele alimentare nu sunt nici interzise, dar nici obligatorii. Dacă consideră că are nevoie sau dacă medicul i-a descoperit niște carențe, le poate folosi sau chiar este bine să le folosească. Dacă vorbim de sportive de performanță, aici se schimbă situația. În 2019 am scris o lucrare pe suplimente nutritive pentru un seminar la o echipă de fotbal și am zis așa, am început în felul următor, prezentare. Suplimentele nutritive nu sunt obligatorii, dar pot face diferența între sportul de performanță și sportul de agrement. Și de ce spun lucrul ăsta?
Aveți impresia că, să zicem, hai să ne referim la fotbal, că toată lumea auzi de fotbal, da? Oamenii aia, sportivii ăștia, celebri, care au 3-4 meciuri la 2 săptămâni, sunt extraterestri? Nu. Nu sunt extraterestri, sunt oameni ca noi, doar că se antrenează foarte mult și mănâncă foarte bine. Iar ceea ce nu reușesc să ia din alimentație, iau din suplimente. Acum, gama de suplimente nutritive este foarte, foarte mare. Spre exemplu, unul dintre suplimentele extrem de importante și folosite în sportul de performanță este cafeina. Mulți nu o consideră supliment, da? Mulți nu o consideră supliment pentru că na, fiecare dintre noi este obișnuit să-și facă cafeaua de dimineață, o bea sau eu știu ce. Până la urmă și ciocolată poți să mănânci și ai o sursă destul de importantă de cafeină de acolo. Dar uitându-ne la un eveniment sportiv care se întâmplă la ora, să zicem, 21 sau 22, da? Că vorbim de o gală de box, că vorbim de un meci de fotbal sau eu știu, de orice alt eveniment sportiv, un meci de tenis, s-a constatat clar că există o diferență energetică între oamenii care consumă cafeină înainte de evenimentul și cei care nu. E, acum se pune problema în felul următor. Eu, sportiv de performanță, da, știind că cel din fața mea, adversarul meu, ar putea să folosească un supliment care să-l avantajeze, eu stau degeaba sau nu? Da? Acum, că vorbeam de ceva foarte simplu, de cafeină, dar putem să mergem mai departe, oxidul nitric și așa mai departe, să vorbim de fiecare element. Nu vorbim acum de ce a auzit toată lumea, de proteine. Da? Că toată lumea consumă proteine, când, da, toți când ies de la sală, cu shake-ul și cu tot proteine. Cel mai prost moment de a bea shake-ul, ăla este. Dar nu mai contează lucrul ăsta. Vorbim de elemente care, într-adevăr, da, influențează performanța sportivă. Cafeină, oxid nitric, creatină și așa mai departe, sunt elemente pe care fiecare sportiv de performanță le conștientizează și care sunt luate în calcul atunci când vine vorba de performanță. Se gândesc exact cum v-am spus eu. Nu iau. Din diverse convingeri, nu iau, că nu sunt sănătoase, că nu sunt studii da, concrete pe ele, că îmi influențează, eu știu, starea de sănătate pe viitor, dar să nu uităm că sportivul de performanță trăiește ca orice om, da? Principalul lui obiectiv în viață este să facă performanță. Exact cum a unui pictor este să deseneze ceva, exact cum a unui arhitect este să construiască un bloc și așa mai departe. A sportivului este să facă performanță. Conștient fiind că cel din fața lui poate folosi, nu este sigur, poate folosi, da, suplimente și el, da, va conștientiza că trebuie să le folosească. Intră o dată, de două, de trei ori în meci, în teren, în ring și așa mai departe, fără suplimente, este bătut măr, da? Și după aia se gândește a patra oară. Mă, poate că e mai bine să folosesc și eu ceva. Problema este următoarea, că foarte mulți sportivi folosesc suplimente nutritive pe care și le achiziționează singur. Și aici nu există un control. Da? Nu există un control pentru că, așa cum vorbeam de alimente, că sunt falsificate multe, că conțin foarte multe elemente care nu sunt pe etichetă, același lucru se întâmplă și în industria de suplimente nutritive. Deci, într-un fel sau altul, știți bine că s-a întâmplat de atâtea ori, ni s-a luat chiar o medalie olimpică pentru o banalitate, nu? Care conținea un element care n-ar fi trebuit. De câteodată, responsabili sunt în spatele sportivului, responsabili vis-a-vis de suplimentele nutritive. Iar legislația internațională privind consumul de suplimente nutritive pentru sportivi, din păcate, încă lasă de dorit. Interpretări și, da, să zicem, câteodată obiceiuri proaste. Ce recomandări are Bogdan Vasile, consultant nutriționist președinte al Asociației Române pentru Nutriție, Fitness și Sănătate, pentru părinții care îndrumă copilul spre o viață sportivă? Cum ar trebui să-l hrănească și când devine necesară vizita la nutriționist? Pot spune foarte sigur că performanța sportivă a copilului este influențată de alimentație. Din păcate, alimentația este influențată negativ de multe ori de părinți și de către antrenori.
Nu de curând am văzut o chestie, mai ales acum că e pe final de campionat, să zic așa, cu un celebru antrenor de la noi, de fotbal, mă refer, că ăsta este cel mai mediatizat, care spunea: gata, mă, am scăpat de la retrogradare, mergem să sărbătorim cu mici și cu bere și cu pizza. Cu părere de rău spun, dar acea echipă, indiferent că a scăpat de la retrogradare sau nu, nu va face performanță niciodată în viața aia. Performanța se face, și nu o spun eu, o spun alții, se face în momentul de față științific. Fiecare dintre noi are un bagaj, fiecare sportiv are un bagaj pe care trebuie exploatat și care trebuie hrănit. Fără a fi hrănit, acest bagaj nu va face performanță. Iar această hrană începe de când sportivul este mic. Da? În fotbalul de performanță, spre exemplu, educația începe de la 8 ani. De când, da, încep a fi grupați în echipe de juniori. Și educația se referă nu numai la ce ar trebui să mănânce și cum ar trebui să mănânce, se referă și la hidratare, se referă și la somn, se referă și la educație, se referă la absolut tot. Sportivii sunt educați de mici să știe nivelul de hidratare, să știe că au nevoie de elemente energetice, să știe că au nevoie de nutrienți, să știe că au nevoie de minerale, de vitamine, carbohidrați, proteine și așa mai departe. Cum se face lucrul ăsta? Implicându-se antrenorii, pentru că ei sunt priviți de copil ca un mentor. Sunt puțini nutriționiști cu specializare pe sport în România, iar aceștia, tot din păcate vă spun, sunt foarte puțin băgați în seamă. Am avut plăcerea să fiu într-un cantonament în Germania, întâlnindu-mă cu un preparator fizic de la Paris Saint-Germain. Acesta mi-a explicat cât de bine sunt puse la punct lucrurile într-o academie internațională de fotbal, o academie care crește sportivi. Și cu asta închei, nu vreau să plictisesc pe nimeni, spunea că stafful la o echipă de 12 ani este compus, stafful tehnic este compus din 12 oameni, da? Nu la noi unul singur, 12 oameni, portarul este antrenat de antrenor specializat, fundașii au, da, antrenorii lor, există un tehnician pe ansamblu, dar în echipa asta de 12 ani exista un medic și un nutriționist. În echipa aceasta de... Deci iată ce se poate face la o echipă de 12 ani. Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală, spunea Albert Einstein. Educarea unui stil de viață sănătos este prioritatea noastră la A7 și la Mensana. De aceea, duminica viitoare, la aceeași oră 10, te invit să fii alături de mine pentru a învăța împreună cum să fim sănătoși, tineri și, evident, frumoși. Până atunci, îți doresc o zi pe gustul inimii tale, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere!